Salutare! Astăzi am pregătit o farsă fratelui meu și ca să vă zic pe scurt exact despre ce este vorba, i-am zis că eu sunt plecat de acasă și am uitat să închid ușa de la casă, așa că l-am sunat și i-am zis să se ducă acasă, să încuie ușa și să-mi aducă mie cheile din camera mea, exact unde sunt eu acum, în ghilimele, dar eu sunt acasă. Și partea cea mai interesantă, o să mă costumez într-un hoț, îmi pun cagulă, alți pantaloni, altă geacă și așa mai departe, să devin exact ca un hoț și o să mă ascund, iar de aici o să vreau să vedeți voi ce s-a întâmplat în continuare. Așa că să-i dăm bătaie! Acum vine, l-am auzit că a venit cu mașina și o să mă ascund după asta. Ești, mă? Stai, bă, bă! Bă, stai! Bă, bă, tu ești nebun, mă? Asta-i glumă, mă? Îți dădeam un băt în cap. Hai, nu credeam că... Bă, iei băta. Pune-i camera. Ok, gata cu farsa asta, pentru că era să-mi iau o băta în cap. Băi, nu mai fă din astea. Eu o să fac sau tu? Cum? Eu o să fac sau tu? Oricum, a ieșit destul de fain. Dar vă comparte. Da, s-a plăcut. Ești ok? Da. Ce, ai pus acolo? Da. Am pus două camere. Ok, prieteni, cam atât a fost cu această farsă. Abonați-vă și la canalul lui Bogdan. Aveți dacă canalul nu-i dau lui... în cap, aveți canalul în descriere să vedeți ce farse mea îmi face și el mie. Și cum am zis, o să ne facem o serie de farse între noi, așa că abonați-vă și la mine și la el. Aici. La mititica asta, abonați-vă. Dau și eu acum cu băta în cap. Aici, la mititica asta. Bă, da, îți place costumația mea? Ce bad boy par? Da. Așa că o să închei aici acest episod. Habar n-aveam cum să reacționez la chestia când a venit el cu băta. Chiar nu m-am așteptat niciodată. Nu m-am gândit absolut deloc să facă chestia asta. Și într-un final, da, m-am speriat că am văzut că poate chiar îmi trăgea una. Dar n-aveam ce să fac altceva, așa că dați un mare like la acest video și am vrut să fac chestia asta, să văd ce mai face fratele meu. Așa că o să închei aici acest farsă, nu daily vlog, era zic daily vlog. Și noi ne vedem mâine cu un nou daily vlog, ca întotdeauna, și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari. Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!